Seceta din ultima perioadă influențează în mod direct prețurile legumelor, care încep să crească în fiecare zi. Roșiile, care se vindeau ieri cu 80 de bani kilogramul, costă astăzi un leu. Comercianții din piața centrală spun că acum este momentul ca gospodinele care vor să facă bulion de casă sau zacuscă să cumpere roșii. Unii producători spun că acum e cel mai scăzut preț al roșii. Nu e, nu. A fost. Cam acum 2-3 săptămâni. A fost și mai scăzut. Când au ieșit cele de la pământ cu cele de la solar. Cele de la solar erau pe sfârșit, iar cele de la pământ aveau ieșit. Și atunci a fost o invazie, dar acum nu. Giurgiuveni ar trebui să se grăbească? Bineînțeles, asta. La căldurile care sunt afară, semănează, în general, roșiile de afară. Și vor ieși cele la solar peste o lună și ceva. Automat, o să fie 2-3 lei, prețul va fi crescut. Deja a început să crească prețul, pentru că a fost ploaie și nu prea... Da. Și acum ce a mai rămas, lumea consumă foarte mult acum pentru bulion și vor crește mult mai mult. Cred că în jur de 4 lei va ajunge până la urmă. Deci giurgiuvenii ar trebui să se grăbească? Da. Și oricum, deja nu cred că mai se face în continuare, pentru că ploaia aceea a apucat lumea să culeagă, că acum nu prea mai sunt. Gospodinele profită de prețurile bune din această perioadă și au grijă să-și cumpere materia primă necesară pentru prepararea bulionului. Pe de altă parte, unele giurgiuvence preferă să cumpere pasta de tomate de-a gata. Ați cumpărat roșii pentru a face bulion? Încă nu. Că nu prea mai fac, să știți. Am îmbătrânit, nu mai am putere. Și nu sunt grozave roșiile astea. Nu știu, când le curăț înăuntru verde, mai bine luăm la cutii de alea cu prunișoarele, alea sunt foarte bune. Vă uitați să cumpărați roșii pentru bulion? Da. Cât vreți să luați? 15 kg. Prețul cum vi se pare? E bun, deocamdată. Am luat și cu un leu, de-aia mă uit așa, știi. Da, să vedem, să mă hotărăsc. Unii producători spun că prețul va crește. Păi de-aia mă grăbesc eu. Că întotdeauna mai la toamnă. Ați cumpărat roșii să faceți bulion până acum? Nu, am luat de gata. Nu mai faceți? Păi sunt singurică, am luat de gata. Acum, în funcție de mărime și de aspect, un kilogram de roșii pornește de la un leu și ajunge la 3 lei. Pe multe tarabe se găsesc roșii mici și cu pete maronii pe ele, iar cumpărătorii le ocolesc. Comercianții spun că roșiile sunt pătate din cauza soarelui puternic și că acest lucru nu afectează cu nimic gustul bulionului.